Astăzi s-a mai realizat încă o etapă în cadrul proiectului dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil și durabil, proiectul finanțare europeană, ce constă în realizarea pistelor de biciclete, dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride și intervenții la infrastructura rutieră și stradală. Alături de mine este Cătălin, reprezentantul firmei Crans, care ne va explica cum vom folosi în curând acest parcometru. Sigur. Ajuns la parcometru, introducem numărul de matriculare al mașinii. Alegem durata staționării și metoda de plată, cash sau card. O să facem o plată cash. Avem de introdus și ticketul de parcare. Putem face încă o plată card. Am folosit telefonul. Acesta trebuie să explicăm că acesta este primul parcometru amplasat în zona Bisericii Domnești. Câte vor mai fi montate în cadrul acestui proiect? În total vom avea 9 parcometre montate în tot orașul. Acesta este primul montat astăzi? Acesta e primul. Urmează și celelalte 8. Următoarea perioadă